Data vizitei Maiei Sandu la Bruxelles a fost confirmată de către purtătoarea de cuvânt a președinției, Surina Ștefârță, precizând că programul întrevederilor președintei urmează să fie făcut public în curând. Precizăm că Maia Sandu a anunțat că următoarea vizită în străinătate o va face la Bruxelles, fără a indica data exactă. Aceasta a declarat că urmează să aibă discuții cu oficialii europeni pentru a restabili relațiile moldo-europene. Un alt subiect care ar urma să fie abordat de președintele Republicii Moldova la Bruxelles este relegat de situație râului Nistru, în contextul inițiativei autorităților din Ucraina de a construi suplimentar hidrocentrale, fapt ce afecta considerabil ecosistemul, dar și asigurarea Chișinăului cu resurse de apă. Maia Sandu a declarat în cadrul conferinței de totalizare a vizitei sale la Kiev că și-a exprimat poziția în fața autorităților din Ucraina referitor la acest subiect și urmează să discute cu Uniunea Europeană să realizeze impactul de mediu referitor la situația creată pe râul Nistru. Totodată Sandu a declarat că acest subiect este discutat în cadrul unui grup de lucru creat între specialiști moldoveni și ucraineni.